Domnule președinte, un moment important astăzi în viața politică a PMP Mehedinți, validarea tuturor candidaților. Cum stăm la ora actuală? Păi, în primul rând, dacă dăm timp înapoi și constatăm că eu am venit la sfârșitul lunii februarie, iată că după 6 luni de zile, în februarie nu era nimeni la partid, iar acum avem candidați în 50 de localități și avem liste complete în 61. Până marți, până pe data de 18, vom depune și celelalte liste pentru a avea liste peste tot în cele 66 de organizații. Vreau să vă spun că echipa este sudată, este o echipă bună, este o echipă determinată și cu siguranță vom obține un rezultat foarte bun. Așa cum a spus și domnul președinte Eugen Tomacu, un rezultat cu două cifre, adică peste 10%. Nu este ușor. Competiția este foarte grea, mai ales din cauza celor de la PNL și PSD care folosesc toate mijloacele pentru a ne descuraja, dar vreau să le transmit pe această cale că suntem determinați să obținem un rezultat foarte bun. Pe de altă parte, iată, PMP, după cum a spus, pleacă la drum cu speranțe. La ce vă așteptați de la actualele alegeri? Pentru că înțeleg că deja s-a trecut de 10% ținta pe care v-ați propus. Deci s-a trecut de 10%. Vreau să vă spun că ne dorim foarte mult să intrăm în Consiliul Județean. Ne dorim să avem reprezentanți în Consiliul Județean și, bineînțeles, un vicepreședinte la Consiliul Județean. Ne dorim să avem reprezentare în toate comunele, în toate cele 66 de comune și, în ultimul rând, ne dorim să obținem foarte mulți primari, pentru că să știți că avem oameni buni care candidează și cu siguranță vor obține mandate de primar. Acolo unde nu vor ieși primari, vom merge la negociere pentru a încerca să ne maximizăm votul pe care îl vom obține și vom negocia pentru a obține funcții de viceprimar. Acum 4 ani, Partidul Mișcarea Populară, la început, cei drept, a ratat Consiliul Județean. Acest lucru nu se va mai întâmpla. Da. De aceea am și venit eu în februarie aici, pentru că Partidul Mișcarea Populară nu stătea foarte bine. A fost o decizie a președintelui Eugen Tomac să vin aici în luna februarie să ne organizăm. Și iată că din luna februarie până în prezent, după 6 luni de zile, ne-am organizat. Ați văzut și dumneavoastră câți candidați avem și cu siguranță vom face și un scor foarte bun. Pe de altă parte, când am venit aici în februarie, nu era nimic. Organizația era, stătea foarte, foarte prost, ca să nu spun că era praf. Dar iată că acum am reușit să închegăm o echipă frumoasă și oameni buni, oameni inimoși care cu siguranță vor obține un rezultat bun pentru Partidul Mișcarea Populară. Pe de altă parte, până să vin aici, existau înțelegeri locale, adică înțelegeri între fostul președinte PMP și ceilalți din PNL. În momentul de față, Partidul Mișcarea Populară merge singur în alegeri, așa cum știți și dumneavoastră. Avem liste peste tot, nu avem nicio alianță, nicăieri, la nivel de țară vorbesc, deci nu există nicio alianță, nici măcar în București nu există o alianță. Mergem singuri în campanie și, și vom demonstra exact ce putem să facem. Discutăm după data de 27 septembrie, când se vor număra voturile și vom vedea exact ce rezultat obținem.